Implicarea autorităților locale și județene care au dorit împiedicarea înființării Direcției Regionale a Finanțelor Publice la Deva a dat roade. Pe lângă președintele Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, care s-a deplasat la București, și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a discutat la minister. Domnul viceprim-ministru, Daniel Chițoiu, mi-a comunicat că, așa cum îmi promisese ieri dimineață la ora 8, când am avut un act de comunicare cu domnia sa, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice va fi în Timișoara. Au contat argumentele, atât cele pe care le-am prezentat noi în favoarea unei asemenea opțiuni, cât și cele pe care chiar angajații înșiși ai Direcției Finanțelor Publice le-au prezentat cu pertinență. Și eu cred că așa trebuie să întâmple lucrurile, deciziile trebuie să fie luate rațional, pe bază de argumente. Nu fusese nicio decizie diferită de aceasta luată anterior, era vorba doar despre una din variantele de lucru cu care guvernul operează. Este un tablou complex acum de lucru, cu mai multe variante, care cuprind un număr mai mare de direcții regionale care sunt în proiect. Agenția Națională de Administrare Fiscală este în reorganizare în momentul de față.